Mirel vine de departe. Vine tocmai din Spania, din Barcelona. El vă va prezenta o metodă proprie și îmbunătățită. Este o pasiune descoperită în copilărie. Pasiunea sa pentru cai l-a făcut să ajungă departe. El a apărut în cele mai importante show-uri cu cai din lume, printre care amintim Madrid Horse Week, care a apărut în toate edițiile. Equiten, un show din Germania și care are și cel mai mare salon de cai din lume. Este originar din Maramureș, locuiește acum la Barcelona. Sper că ține cu Barcelona și merge la meciurile Barcelonei, unde Miron are propria fermă și antrenează proprii cai. Cel care este lângă el în acest moment se numește Philly. Are 8 ani și lucrează împreună cu Miron de 5 ani. Este o relație de prietenie, după cum spune Miron, și este de fapt asociatul lui. Și nu este totdeauna de acord cu ceea ce își dorește el. Veți vedea în această seară ceea ce v-am spus, ceva mai rar întâlnit, este un dresaj, după cum puteți observa, fără frâu, fără nimic. Este doar o legătură între om și cal. Miron caută în numele sale să combine jocul, tehnica și divertismentul alături de caii săi, fără a pierde respectul față de cai și reciproc, desigur. Numărul de dresaj liber, așa este intitulat, nu este niciodată la fel, pentru că au o mare comunicare liberă, o caracteristică foarte, foarte importantă, și anume improvizația. Este un spectacol nou de fiecare dată. Oh.
Date ya un brazo. Un exercițiu de înaltă școală de dresaj, foarte puțin care reușesc să facă această mișcare. Miron este unicul care reușește să facă asta cu cal, fără echipamente ajutătoare.
aplauze pentru maestrul Nicolae Gurculeț la RAI! Iar cel care îl ajută pe Fili, pe Maneș, se numește Prus! Este un armăsar de 8 ani, iar de 3 ani de zile lucrează alături de Miron. Este complementarul lui Filip. Lucrează împreună, sunt foarte asemănători, dar au calități foarte diferite. Thank you.
Thank you.
Thank you.